Sigur că știm foarte bine vechiul contract al Societății de Transport Public cu Primăria Municipiului Alba Iulia și toate cele trei prelungiri care au fost necesare pentru acoperirea transportului local, deoarece contractul a expirat, s-au încheiat și aceste prelungiri și a intrat în vigoare contractul cu AIDA, aceeași Societăți de Transport Public Local. Știm foarte bine că subiectul subvenției acordate de primăria, de Consiliul Local Alba Iulia în trecut a fost foarte fierbinte. Știm foarte bine că, din nefericire, există și o cercetare penală a DNA-ului în acest sens. Există suspiciuni că s-au fraudat bani publici prin această subvenție acordată transportului local. Și tocmai de aceea noi am cerut o mare atenție în modul de decontare a acestei subvenții pentru transportul local. Vă spunem cu toată sinceritatea, dacă nu s-ar fi introdus în luna iunie acel sistem de ticketing prin care fiecare pensionar sau persoana aflată la vârsta pensionării, chiar dacă nu este înregistrat ca pensionar la casa de pensii, poate să-și scoată un card, da? De la orice chioșc STP, să-l scaneze în momentul în care intră, în care face călătoria și astfel există un sistem informațional foarte bun, foarte sigur, zic eu, de control a numărului acestor călătorii și sigur a subvențiilor acordate din banii bugetului. Noi, dacă nu s-ar fi introdus acest sistem de ticketing, vă spunem cu toată sinceritatea că am fi fost împotriva acordării de subvenții în cum să spun, dacă s-ar fi procedat ca și înainte, respectiv în anii 2009-2012. De ce? Pentru că, repetăm încă o dată, nouă mi se pare că s-a făcut toată această decontare la modul paușal, fără o evidență clară a călătorilor, fără o evidență clară a pensionarilor care beneficiază de aceste călătorii și noi credem că s-au folosit mult prea mulți bani din bugetul local pentru aceste subvenții. Sigur, viitorul va demonstra dacă am avut sau nu dreptate. Acum, sistemul este foarte clar. Repet, câte călătorii, câte persoane folosesc câți pensionari folosesc mijloace de transport public, se va deconta exact sumele care trebuie decontate conform legii. Deci vreau să lămurim acea discuție de ieri din Consiliul Local și eu am arătat-o și acolo și colegul meu, Rareș Buglea, noi am zis că suntem de acord categoric în conformitate cu legea cu aceste subvenții, dar suntem de acord în condițiile în care decontările se fac foarte, foarte clar și niciun leu să nu fie suspicionat că nu a ajuns sau nu este dat din bugetul local pentru această subvenție. Era foarte bine de lămurit acest lucru pentru că am văzut și atât, nu știu, mie mi s-a părut că nu a fost o relatare foarte clară a ceea ce s-a discutat acolo, deși mie mi s-a părut foarte normal să punem astfel problema, având în vedere că eu cel puțin am făcut parte și din vechiul Consiliu Local și, sincer spun, nu mi-a fost tot una să fiu citat de două, trei ori la DNA pentru a da declarații cu această subvenție, care, sigur, și noi, la ora respectivă, mi-aduc aminte că am întrebat pe factorii de specialitate din cadrul primăriei cum se fac aceste decontări și niciodată n-am avut un răspuns clar. De aceea am avut această poziție în cadrul Consiliului Local. Sigur, în urma votului final s-a văzut, am votat și noi, având în vedere că lucrurile cel puțin acum par clar. Mai mult de zic eu că e un lucru pozitiv faptul că licitația a fost organizată de Asociația Intercomunitară de Dezvoltare ALBA, de AIDA, și că un pensionar alba-iulian poate să facă o călătorie nu numai pe raza municipiului Alba Iulia, ci și în comunele arondate AIDA, deci Cricău, Întregal, de știm foarte bine Gazda, de jos, Sighiu, Ciugut, tot subvenționat.
Deci călătoriile pot, poate să se ducă, repet, și în jurul orașului în aceleași condiții. Ceea ce cred că e un lucru foarte bun pentru cei care beneficiază de subvenții.